Bună ziua! În acest tutorial am să vă prezint două modalități de rezolvare a subiectelor pentru atestatul la informatică. Este vorba de subiectele de baze de date. O primă variantă, rezolvarea fără meniu, deci într-un program simplu, cu proceduri. A doua modalitate, rezolvarea cu meniu, deci folosind un meniu. Haideți să vedem pe rând cele două modalități de abordare a aplicațiilor. Pentru aceasta am să rezolv prima aplicație și anume aplicația cărți. Se folosește o tabelă cărți cu aceste, vedeți aici comanda de creare a tabelei. Deci Create Table Cărți 1, am zis și 1 că e prima aplicație. Și avem în paranteză câmpurile 1, 2, 3, 4, 5 câmpuri despărțite prin virgulă. La fiecare câmp se dă numele câmpului și tipul câmpului. Deci avem câmpul titlu de tip șir de caractere, autor la fel șir de caractere, editura șir de caractere, în paranteză și dimensiunea, anapariție de tip numeric din 4 cifre, data restituire de tip dată calendaristică. După ce am dat comanda aceasta, deci am creat tabela cărți, se adaugă înregistrări cu comanda append și apoi se rezolvă cerințe respective cu ajutorul acestui program. Cum scriem programul acesta? După cum știți, comanda modicom și numele programului. Apare o fereastră în care vom scrie textul. Hai să vedem concret. Deci aceasta este prima modalitate fără meniu. Și anume, set OCR, am inhibat afișarea unor mesaje de sistem. Am șters ecranul, am închis toate fișierele deschise și pentru fiecare cerință, de obicei sunt trei cerințe la fiecare aplicație, pentru fiecare cerință am executat o procedură. Do PROC 1. Se execută procedura 1. După ce s-a executat procedura 1, se revine și se execută procedura 2. Aceasta. S-a terminat procedura 2, se revine aici, se execută procedura 3. Deci ce este aici? S-a executat și procedura 3, se revine și am șters ecranul, am închis toate fișierele, am revenit la setările de sistem inițiale. Set TOC ON. Bun. Hai să vedem pe rând procedurile. Deci, prima procedură trebuie să afișeze cărți ce trebuie restituite până la data curentă și care să fie și sortate după titlu. Vedeți că este o... Mă rog, am afișat în fereastră ce trebuie obținut și apoi am folosit o interogare SQL cu clauzele cunoscute SELECT FROM, WHERE, ORDER BY. Mai sunt și alte, dar acestea sunt folosite aici. Select, adică ce câmpuri selectăm, și anume titlul, autor, editura, de unde, from, din cărți 1, where, că nu luam toate înregistrările, doar pe acelea pentru care data restituirii e mai mică ca data curentă, deci where, data restituirii e mai mică ca date ne dă data curentă, și le și ordonăm, order by titlu. Această interogare ce va face? Va afișa o tabelă virtuală pe ecran și vedem exact ce ni s-a cerut. A doua cerință, număr cărți de la editura L&S Soft. La fel, vedeți că am folosit tot o interogare SQL, care ne va genera tot o tabelă virtuală. E vorba de numărarea unor cărți, deci am folosit funcția count. Count totul, as, și am pus în variabila număr cărți, da? As număr cărți, deci aici am pus, nu, i-am dat, de fapt, e numele câmpului generat, număr cărți, from cărți 1, din cărți 1, where editura să fie cea cerută. Deci o să ne apare tot o tabelă virtuală, dar câmpul, ca aici nu este un câmp propriu-zis al tabelei cărți 1, ci este un câmp calculat, ceva calculat. Și la câmpul ăsta calculat i-am dat numele acesta cărți 1 cu folosind operatorul ăsta as.
Bun, o să vedem cum rulează imediat. Și a treia cerință, adăugare de înregistrare nouă. Vedeți că mai întâi am utilizatorul va tasta ce va dori pentru titlu, autor, editură și ce mai avem pe acolo. Ce tastează el se va păstra în aceste variabile, t, a, ed, an și așa mai departe. Și apoi, ca să introducem efectiv ce a tastat utilizatorul, la fel avem o interogare SQL. Insert into cărți 1, values și aici sunt despărțite prin virgulă valorile noi înregistrări. Bun. Haideți să și vedem cum rulează această aplicație. Eu deja am făcut-o, ca să nu lungesc tutorialul prea rău. Hai să vedem. Deci e vorba de atestatul, nu? Deschid programul. Deci vedeți începutul, rularea celor trei proceduri, desfășurate procedurile definite mai jos. Exact ce v-am prezentat înainte. Hai să vedem rularea. Am să dau run. Deci ne afișează textul respectiv, cărți ce trebuie restituite până la data curentă și le vedem aici în tabela virtuală, dată de interogare SQL. Apoi afișează a doua cerință, număr cărți de la editura L&S Soft. Vedeți, număr cărți 2, da? Am folosit operatorul acela AS și ăsta e când calculat, ne apare sub numele acesta, număr cărți, că așa am scris acolo. Și adăugare înregistrare nouă. Vedeți că mă întreabă pentru fiecare, dar n-am să mai pierd timp, am să tastez ceva la nimereală. Aici trebuie să pun un an, hai să zicem 2020, să zicem că a apărut. Data restituirii, aici trebuie să fim foarte atenți când tastăm, trebuie tasta sub formă între acolade, se începe cu căciulița, așa cere Visual Fox Pro 9.0. Să zicem 2021, luna 9, să zicem ziua 23. Închid acolada. Și dacă observăm aici, deja a fost adăugată o înregistrare nouă. Așa, bun. Și s-a terminat program. Ia să vedem dacă s-a și închis tabela Use cărți 1. Vedeți că am uitat să o închid. Use cărți 1. Nu că... Ba, da, e în regulă. N-am tastat bine. Dau un browse. Am să bifez... Cam să șterg înregistrarea aceasta adăugată la sfârșit. Am să o șterg. Deci am bifat-o. Dar practic e șters logic. Și acum am să șterg definitiv cu comanda pack. Dacă mai dau un browse... Observăm că nu mai este, a fost ștersă. Bun. Am să dau close all. Ba, nu, n-am să dau close all, că pentru că fac altceva. Vreau să vă arăt și modalitatea de rezolvare folosind și un formular. Deci am să fac deci un formular. Hai să facem pentru tabela aceasta, de-aia am lăsat-o deschisă, ca să fac și un formular. File, New, Formular, Wizard, OK, adaug toate câmpurile, Next, modul de apariție, dacă vreau să fie sortat, dar nu-mi cere nimeni să fie sortat, Next, cum să se numească, Finish, am să-i dau numele F1 pentru prima aplicație, formularul 1, salvare. Eu deja l-am făcut, mă rog, l-am repetat acum ca să vedeți cum se face. OK. Și s-a realizat formularul. Bun. Acum am să vă arăt a doua modalitate. Deci v-am arătat fără meniu. Am să fac acum aplicația cu meniu. Prima dată am să fac un meniu. Cum fac un meniu? File, New, Menu, New File, Menu, și avem trei cerințe, deci hai să zicem subiect 1,
Da, hai să scriem cu litere mari totuși. Apare mult mai clar așa. Subiectul nu va fi normal o procedură. Am să copiez procedurile dinainte. Ca să meargă mai repede. La fel e procedură. Subiect 3. La fel va fi o procedură. Și ieșire. Aici trebuie să avem și o ieșire din, ca să revenim la meniul de sistem, da? Tot o procedură avem. Haideți să... ca să nu mai pierd timpul să scriu procedurile, că sunt aceleași, am să deschid și programul dinainte. Deci programul. Care a fost acesta, AT1, pe care vi l-am prezentat. Și avem prima procedură aici. Deci prima procedură. O copiez. Și vin și o adaug aici. Control V. Închidem. Revenim aici. Ne ducem la a doua procedură. Și copiem a doua procedură. Deci practic la fel se face, numai că trebuie să facem meniul acesta. Dar arată un pic mai bine cu meniu, o să vedeți. Procedura a treia. Aceeași procedură. Și vin și o copiez aici. Așa. Deci acum am copiat, nu. O să închid asta. Și procedura pentru ieșire trebuie să o scriem. Revin la meniu de sistem, deci set sys menu to default. Întrerupem citirea evenimentelor, deci clear events. Deja mi-am protejat. Revin la setările inițiale de sistem, set talk on. Și cancel. Da? Deci revin în Fox. Adică ies din program complet. Așa, bun. Hai să mai le revedem dacă le-am scris bine. Deci prima cerință. A doua cerință. A treia cerință și ieșirea din aplicație. Corect. Salvăm. Am să-i dau numele M1. Menu 1. Deci M1. Am să-i dau numele M1 și generez programul de meniu. Generate. Bun. Deci am făcut meniu, închid. Și acum trebuie să scriu și un program care activează acest meniu. Da, e foarte scurt așa. Modicom. Hai să zic B1, biletul 1, B1. Am să pun literă mică totuși, B1. Așa, bun. Și am să scriu codul set talk off, deci inhibarea unor mesaje de sistem. Și într-o structură de asta repetitivă, do while and do, am să activez meniu și încep citire de evenimente. Deci do while true, do m1.mpr, da? Activez meniul creat înainte și încep citirea evenimentelor. Read events. Și închid structura repetitivă and do.
Undo. Atâta. Deci e foarte scurt programul principal. L-am închis. Așa, bun. Și acum nu mai avem decât să executăm, să vedem cum rulează. Deci, repet, acum am făcut practic aceeași aplicație, numai că rezolvată altfel cu meniu. Hai să vedem. Du B1. Observați că meniul de sistem s-a înlocuit cu meniul creat de mine. Subiectul nu ne afișează la fel ca și înainte. Închidem. Dau click pe subiectul 2. Îmi afișează iară numai cărți de la acea editură. Închidem. Subiectul 3. La fel, trebuie să introduc niște date pentru o nouă carte. Deci, aici trebuie să fim atenți cum introducem. Hai să zic 2021 09 15. Da? Și mi-a apărut, vedeți, o nouă înregistrare. Închidem și putem ieși din aplicație. Gata. Bun, deci funcționează perfect. Și varianta cu meniu. Și ce vreau să mai fac? Da, am făcut și un formular înainte, aș vrea să înlocuiesc puțin acum. Da, hai să șterg mai întâi ecranul. Am să șterg ecranul. Deschid înapoi meniul creat. Da, varianta aceasta cu meniu. M1 acesta. Și aici, la subiectul 3, unde trebuie adăugată înregistrarea nouă, vedeți că avem toate aceste comenzi pentru a introduce valoare pentru titlu, autor și așa mai departe. Uite, eu n-am să mai folosesc. Am să șterg toate astea. Și acum am să zic așa. Mă rog, lăsăm close-ul și zic du F1. Du form. Deci du form F1. Și la fel, închid totul, pe urmă. Bun. Și dau salvare. Adică, ce, s-a salvat automat. Salvez acum aici meniu. În meniu generate din nou, ca să se genereze programul de meniu. Da? Îl suprascriu. Bun, deci am făcut modificarea ca să folosesc acel formular. Bun, și acum hai să vedem cum rulează. Du B1. Primul subiect la fel. Al doilea subiect la fel. Să vedem al treilea subiect. Bun, la al treilea adăugare înregistrare nouă. Vedeți că eu am formularul creat înainte și mă duc la ultima, la precedentă, la următoare, la prima, la ultima, da? Avem butoane aici. Avem butoane de adăugare, de editare. Hai să adăugăm ceva nou. Uite, hai să adaug titlul aplicații atestat pentru puține caractere din această cauză nu pot să scriu prea mult. Că am pus aici, nu știu, parcă 20 de caractere. Aplicația atestat. Așa, autor, hai să zicem, subsemnatul. Editura proprie. Anul apariției 2020. Data restituirii. Hai să zicem lună zi an, parcă vine. Hai să zicem 09 07 2021 și salvăm. Hai să vedem acum prima înregistrare, următoare, hai să vedem. Da, și avem și această ultimă, da? Vedeți, prima adăugată mai înainte și acum
Și acum aceasta este ultima, da? Bun. Ieșim. Și am terminat. Ca să ieșim din aplicație, clic aici. Da? Și am ieșit. Haideți să deschid din nou. Să șterg ecranul, clear. Am șters, nu, clear acum. Am șters ce era acolo. Clear. Ia să deschidem cărțiul, nu? Ca să și verificăm. Și dau un browse. Vedeți cele două înregistrări noi. Am să le marchez pentru ștergere. Dau comanda pack. Dau din nou browse și observăm că au dispărut. Da. Deci cam aceste lucruri am vrut să vă prezint. Oricare din cele 30 de aplicații pe care le știți se pot rezolva fie cu meniu, fie fără meniu, în maniera pe care am prezentat-o. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!